Dragi iubitori ai trecutului local, bine ne-am regăsit. Astăzi, Ev Mediu Brut, istoria Piteștiului vechi, de secolul, să zicem, 19, prima jumătate a secolului 19, exact în sursele ei istoriografice, acte în chirilică, foarte prețioase, mai ales pentru istoria culorii de roșu, mahalalei centrale a Piteștiului vechi medieval, un dosar descoperit acum câțiva ani accidental în arhiva Bisericii Domnești din Pitești. Probabil că parohul, fostul profesor și istoric local, părintele Marin Branște, salvatorul de fapt al Bisericii Domnești, le-a ascuns în dosarul din 1903, le-a ascuns ostinat împotriva comuniștilor, care oricum dacă aveau acces la ele, le confiscau sau le distrugeau și noi nu mai puteam să pretindem fostele proprietăți, însă ele, în ele însele constituie o instituție în sine, în sensul că oferă brut și reversibil în timp, da, imaginea Piteștiului vechi de acum 200 de ani. Actele vechi în general emană istorie. Oamenii vechi, oamenii din ele, piteștenii, oroșanii piteșteni, orășenii, oroșanii piteșteni de aici sunt oameni vii, da, bineînțeles, ei acum au trecut în lumea umbrelor, însă textul oferă, prilejuiește direct întâlnirea cu vechiul oraș și de aici, bineînțeles, și reverența noastră față de înaintașii noștri locali, din care probabil că mulți dintre noi descindem. Pentru a trece la treabă, cum se spune, vom face o mică exegeză în parte a fiecărui. Bine, ele sunt multe aici, încercăm să le parcurgem măcar pe cele importante, pe cele mai vechi. Într-un fel, dacă stăm să ne gândim, ca izvor auxiliar față de cele de la Biblioteca Academiei Române și Arhivele Serviciului Județean Argeș al Arhivelor Naționale de aici de sus de pe Craiovei, ele vin foarte precoce și foarte abundent în știri despre piteștenii de acum două secole. Mai mult de două secole. Avem în față o bucată de timp aproape reală, da? Și probabil că singura întoarcere în timp, da, această nostalgie a omului postmodern de a se întoarce în timpurile vechi, este facilitată numai de studiu, numai de cercetare. Ele au fost transcrise și de către prețiosul nostru istoric, domn profesor Spiridon Cristocea, da, de la fostul director al Muzeului Județean Argeș, și au fost și publicate în monografia Bisericii Domnești, Sfântul Gheorghe din Pitești, în 2017, și într-un fel ele, marea lor majoritate, sunt deja accesibile, mai ales pe internet. Monografia este pe internet. Însă, astăzi ne vom opri și mai delicat la ele. În demersul nostru de a prezenta viu în această emisiune Piteștiul vechi, Piteștiul de altă dată. De ce începe cu 1805 primul act al Bisericii Domnești? Să ne amintim că, de fapt, în 1802 are loc un puternic cutremur în sud-estul Europei, s-a simțit până la Viena. Și, din păcate, în șirul acesta de calamități, după cutremur venea și, mai ales în orașele românești, care erau mai multe, să ne amintim că suntem în civilizația lemnului, da, încă, orașele erau din lemn, casele erau din lemn, după cutremur se iscau mari incendii. Probabil că și la Pitești, după cutremurul din 1802, a avut loc un foc generalizat, care, bineînțeles, în care arhiva veche a bisericii, dărâmate deja de furia naturii, a ars. Biserica este veche de peste 300 și ceva de ani, anul acesta a făcut 365 de ani. Vă dați seama că preoții de la Sfântul Gheorghe, probabil singurii intelectuali din urbe, nu, clar nu scriseseră în 200 și ceva de ani, scriseseră acte.
și care erau foarte bine păstrate. Da? Deci avem, probabil că focul generalizat al orașului Pitești, urmat de presupusul foc, urmat de, care a urmat cu tremurul din 1802, este singura dezlegare logică a acestui mister care personal m-a, câțiva ani m-a intrigat. Așadar, avem acte cu cetățeni care, în buna tradiție creștină, lasă bisericilor piteștene și nu numai, lasă donații. De exemplu, Cristea Măcelaru, lasă în 1805 o bina, adică de aici binale, o dugheană de lemn cu locul ei, locul era mult mai important. Este primul act al Arhivei Bisericii Domnești. Potrivit identificării din 1909, pe acest teren biserica va construi o Biserica Sfântul Gheorghe, pentru că donația a fost îndreptată către două biserici, Maica Domnului sau Precista Veche din Coastă, Maica Domnului de acum de pe Crinului și Biserica Domnească. Însă, la un moment dat, Biserica Domnească a răscumpărat partea Bisericii Maicii Domnului și a avut teren singură și a făcut pe ea o clădire. Vreau să vă spun că această clădire era cu cam pe la jumătatea parcului din fața bisericii și în ea au an de-a rândul au fost magazine de brașovenie, adică de produse din Brașov, adică produse occidentale. Deci acesta este primul act, da? Este un act foarte interesant, o să-l iau cu grijă, da? El este, are și o pecete inelară, la deget martorii sau donatorii aveau un inel pe care îl puneau în para focului. Focul, da, este un sigiliu de fum. Focul înnegrea inelul și foarte ușor puteai să pecetulești un document. Un al doilea document foarte prețios este un exemplar de testament, da, un testament foarte prețios, nou acum, dar el era, avea un inventar foarte sărac, da, al județului Ștefan Coculescu. Coculeștii, de fapt, mici boiernași de țară, județ înseamnă primar. Primarul Piteștiului din 1807, numai puțin, nu, 1810, da? La 1810, primarul Piteștiului era Ștefan Coculescu. Bine, neamul Coculescu, repet, a făcut istorie în Pitești. Avem pe preotul Gheorghe Coculescu, epitrop la Biserica Domnească, l-avem pe fratele lui, marele pașoptist Nicolae Coculescu, care va fi și primarul Piteștiului și care va da, de altfel, denumirile de Șerban Vodă și Doamna Bălașa, celor două artere principale ale Piteștiului. Avem așadar o mostră de istorie, pentru că ce se întâmplă? Creditorii aveai datorii la terți, murei, și această calitate, între ghilimele, de răposat, ți aducea la poartă creditorii. Creditorii întocmeau acest inventar al rămasurilor, adică a ceea ce a rămas de pe urma ta, și le vindeau, le puneau la mezat în duminica la târgul de lângă Sfântul Gheorghe, viitoarea piața Episcopiei. Lângă Sfântul Gheorghe a fost, pe locul actualei case a sindicatelor, a fost un metoc al Episcopiei Argeșului, care avea în lăuntrul lui și o mică bisericuță cu hramul Buna Vestire, bineînțeles demolate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da, și creditorii vindeau inventarul răposatului și treceau, dacă datoria nu se stingea, se trecea la hărțuirea copiilor răposatului și dacă răposatul nu avea copii, bineînțeles, ei rămâneau cu ochii în soare. În soarele medieval, local, piteștean. În 1809, safta a lui Dumitrașco, vătaf de măcelari, da? Toate meserile erau, toți meșteșugarii și patentarii își apărau interesele în cadrul breselor, bineînțeles, suntem încă în Evul Mediu. Periodizarea istoriei la români merge mai mult de, da? Sunt sate că se spune că Cuza a adus modernitatea și modernizarea.
și totuși sunt sate în Oltenia, în sudul Olteniei, cu locuințe semi-îngropate până la venirea comunismului. Așa că, la un moment dat, în zona rurală românească, evul mediu a fost până acum 70-80 de ani. Așa, această safta, o văduvă, deja, donează prăvăliei de pe locul bisericii, care era micul agreement. Donai și erai trecută din start în pomelnicul mare al bisericii respectiv. Donai bisericii. Și preoții, sacerdoții, clericii de acolo te pomeneau da, pe toată tura lor, da, aproape da, peste 20-30 de ani erai pomenită, da, pe vremuri, nu ca acum, oamenii se întreceau în a dona așezămintelor ecleziastice. Un alt document care ne ateste că, de fapt, Biserica Domnească a fost vecină cu metocul episcopiar, deci este unul din 1810, în care, la final, semnează și mai mulți preoți, prin care preoții vechi piteșteni, da? Prin care episcopia Argeșului lasă pe Vasile Buiriu Calfă să facă un han pe terenul ei de lângă terenul Bisericii Sfântul Gheorghe. Este exact, sau așa presupunem, locul de lângă acea arteziană în formă de lalea, din spatele Bisericii Sfântul Gheorghe de acum. Deci, iată că, de fapt, tot ce spunem, își are corespondență în timp, da? Cu veacuri în spate și, într-un fel, ne simțim uniți, măcar prin această mică emisiune de întoarcere în timp, ne simțim uniți cu cei care au întemeiat și au durat și au conservat acest oraș, trecându-l din evul mediu către modernitate. La Pitești, fiind un oraș de troc, un oraș dinamic, nu prea mai avem, mai ales după Revoluția, după perioada democrației, așa zisă, populare, tot centrul vechi a fost demolat. Ne amintim și de tristul 1962, când Biserica Sfântului Nicolae cu ceas va fi rasă de pe fața Pământului. Avem și acea mică minune cu salvarea Bisericii Domnești, una dintre cele mai frumoase biserici de secol XVII din țara românească. De fapt, este brandul nostru istoric al piteștenilor. Avem acest act din 1806, să ne întoarcem, donația prăvăliei, unei prăvălii din partea Mandei, fiica lui Nicolae Tabacu Brașoveanu, către Biserica Domnească. Tabac nu neapărat de la tutun, ci breasla celor care tăbăceau pieile. Brașoveanu, repet, era un brașovean, era un negustor care aducea marfă din Brașov sau din Leipzig, Lipscan. În 1810 avem un document foarte frumos scris, vedem caligrafia aproape perfectă a oamenilor care oricum, oamenii medievali, că tot spunem la modul peiorativ despre evul mediu că a fost un ev întunecat, nu? A fost un ev plin de oameni înțelepți, plin de iubitori ai frumosului. Clucerul Andrei, clucer adică însărcinat al domniei în privința redevențelor date de către moșiile domniei, da? Clucer în sensul supravegherii oamenilor care lucrau la câmp, nu neapărat cu recolta de grâu, ci și cu toate, și cu porumb, și cu... Clucerul Andrei invită pe cei interesați să întomnească inventarul rămas de pe urma morții lui Ștefan Coculescu, fost județ de Pitești, deoarece creditorii nu-i mai pot aștepta. Da? Vedem că, de fapt, reflexele omului vechi medieval sunt, ca și astăzi, reflexe normale, cum să zic eu, păcatele lor fiind dovezi în ele însele de umanitate. În 1807, deci vă dați seama cât de vechi sunt aceste documente, repet, avem documente vechi la Biblioteca Academiei, avem documente foarte vechi și la Serviciul Județean, în colecția Documente Istorice, Serviciul Județean Argeș, aici sus pe Craiovei, însă aportul de trecut, istoriografic vorbind, îl oferă și bisericile orașului Pitești, prin arhivele lor vechi, care au mai rămas. Da? Sunt unele biserici care nu mai țin aceste documente, pentru că, nu, da, din păcate,
nu mai sunt. În 1807, de exemplu, Mărgărita, cumnata lui Cârstea Măcelaru, donează și ea acelorași biserici, adică Biserica Sfântului Gheorghe și Maica Domnului, un loc lângă donația. Da? Deci avem, deja din 1807, avem două ieșiri la această proprietate a bisericilor, și pe stânga și pe dreapta. Este viitorul teren viran, da, ocupat de luat, da, luat de primăria Pitești în 1956, 68 de metri pătrați pe o parte. Da, sunt bine, niște date la final, sunt semnăturile preoților și oroșanilor importanți, da? Patriciatul urban semna semna direct și cum să spun, oficial semna marile acte ale zilei. În 1809, Biserica Dumnească cumpără două ochiuri de prăvălie al lui Dimcea Mortasitul, construite pe locul bisericii. Acest loc n-am putut să-l localizez, da? Probabil că sunt, da, cercetătorul din ziua de astăzi are deja frustrarea că nu poate vedea totul, dar probabil că tainele sunt închise în ele însele și e mai frumos să rămână așa. Tot așa, un testament final, apropo, se făceau mai multe testamente, da? Ăsta este un testament final din 1805, tot așa, al Mandei, da? Acestea sunt cele mai vechi acte ale fondului arhivistic de la Biserica Domnească. Acesta este o copie a unui alt document, da? Pentru a nu se pierde, se făceau două sau chiar trei copii. Da? Avem un act din 1815. Cojocarii Teodorache și Pătrașcu își lungesc prăvălia pe terenul bisericii. Bineînțeles, în timp chiriașii puteau răscumpăra terenul de sub ei, terenul bisericilor aici la noi, piteștene, și mai în cazul acesta al acestui fond arhivistic, Biserica Domnească. Foarte interesant, nu l-am mai văzut de mult, este o pecete, un sigiliu inelar în fum pe un act din 1815, da, foarte interesant. Fiecare familie avea blazonul ei. Sau, dacă oricum erau multe familii de buiernași și le inventau. În 1814, Popa Mihai Bogatu închiriază un loc al bisericii în spatele prăvăliei lui. Foarte probabil la circa 20 de metri nord-est de altar. Prin spatele altarului de la Sfântul Gheorghe, exact prin piața Vasile Milea, trecea râul, bine, era un arc al ei, făcea un arc prin această piață a episcopii, râul Scorobaia. Potrivit arhitectei Eugenia Greceanu, care a dat probabil cea mai bună carte despre Piteștiul vechi, Ansamblul medieval urban Pitești, ea se unea pe actuala strada râurilor, da? Se unea cu Mislea și amândouă, da, se vărsau prin ștrandul, vechiul ștrand al nostru de aici, în râul Argeș. Lângă vărsare era și podul Piteștilor, podul nou de piatră, către județul Mușcel, bineînțeles. Da? Foarte interesant, a fost și un mic scandal cu acest act, din care reiese că, de fapt, Popa Mihai Bogatu a sărit peste epitropie și a vândut de unul singur un teren care, de fapt, nu era al lui. Da. Fiecare act are regia lui și fiecare epocă, bineînțeles, oamenii care o ghidează. În 1813, frații donatoarei Manda renunță la pretenții. Este, apropo de regie și de dinamismul relațiilor interumane dintre târgoveți, avem de-a face și aici cu impostori, avem de-a face și cu oameni de bine, avem epitropii, de fapt, apără interesele bisericii și epitropii plătesc angajații, inclusiv pe paroh. Da, este un secol foarte interesant, în acest secol țara românească, Moldova, au consumat foarte multe etape, au ars multe etape în spate, da? Ceea ce ne probează nouă
nu numai europenismul, dar și aplecarea către el. Da? Putem consuma mult timp defavorabil nou, putem să-l consumăm în câteva decenii. Pentru că, bineînțeles, Europa se întinde din Atlantic până la Urali. Și inclusiv rușii sunt europeni. Dar întotdeauna, din păcate, au parte de președinții mai mult asiatici. Biserica, în 1817, vinde lui Lilia Brașoveanu un loc. Da, foarte interesant, se vede și pecetea orașului Pitești, de 1817, un document foarte important. Da, orașul Pitești avea pe primele, pe ștampilele de secolul XIX, un copac foarte interesant, nu știu ce fel de copac, cercetătorii încă nu știu ce copac era, da, un copac mai exotic. Să mai continuăm puțin, vânzarea ilegală în 1817 a prăvăliei lui Mihai Bogatu și dărâmarea actului și cumpărarea ei de către biserică, foarte probabil în spatele altarului. Da, este, se perindă în fața noastră un întreg oraș medieval românesc, un oraș de deal, în care muntenii veneau la târgul de la Sfântul Gheorghe, din piața Sfântului Gheorghe, muntenii veneau cu cherestea, mocanii, și cei de la câmpie cu perisabile. Târgurile de troc încă mai există în Asia, da, și la noi, și inclusiv în timpul comunismului au mai existat târguri de troc, unul dintre ele era la Topoloveni, târgul Cărcinov. În 1817, preoteasa Voica, văduva popii Mihai Bogatu, repară o prăvălie și o lungește puțin pe pământul bisericii Sfântului Gheorghe. Vedem și aici că, de fapt, preotesele și soțiile de intelectuali sunt foarte active în urbe și își apără foarte viril interesele. În 1819, Ionita Măcelaru și soția Despa vând bisericii, o prăvălie lipită cu cea donată în 1805. Se vede de... Da, e o constantă a istoriei, nu numai la noi, ideea de acumulare și progres material. Biserica Sfântul Gheorghe, în 1821, da, deci anul Revoluției lui Tudor, cumpără o prăvălie de la Tudorache Cojocaru prin drept de protimis, da? Și acum, în lege, dacă vrei să cumperi, dacă vecinul tău vinde, da? Ai drept, nu știu câte zile, până în 30 de zile, nu mai știu, ai drept să ofertezi tu primul pe vânzător. Acest vechi, este un drept vechi bizantin, da? Vecinii să fie primii care pot să cumpere. Și în 1822, o donație de prăvălie și cu loc de prăvălie a Zmarandei Mantu. Avem deja publicate aceste documente, avem deja transcrise, pentru că nu este traducere, este transcriere, pentru că este limba românească, numai că este scris, este un foarte frumos scris în litere slavonești, chirilice, rusești. Da? Și se numește, acest proces nu este o traducere, este o transcriere. Da. Bineînțeles, Piteștiul Vechi rămâne pentru noi iubitorii de istorie, rămâne un timp al nostalgiei, da? Evul Mediu își consumă ultimele decenii, da? În această jumătate de secol XIX, și face loc modernității, care de fapt este și precoce, este și pregnantă, este și anihilatoare. Aceste documente oferă brut, dar fermecător, orașul vechi Pitești și concură la dezlegarea acestui mare puzzle medieval local. Piteștii vechi, un târg foarte dinamic, un târg de deal, care merg prin istorie și, uite, în secolul 20, ies foarte viril, da? Și concură la primele orașe, mai ales în comunism, la primele orașe în topul celor mai industrializate românești.
Vă mulțumesc!